În clipul de astăzi mai descoperim ceva despre oameni și implicit despre noi. Bine ai venit pe canal, eu sunt Fărăsesc și pe acest canal descoperi foarte multe tipsuri incredibil de bune și faine nemai auzite în seducție cât și în dezvoltare personală. Facem asta de mai bine de 15 ani și pe lângă asta sunt autorul a 6 cărți până în prezent cât și hipnoterapeut și trainer NLP. Acestea fiind spuse, mă gândeam zilele astea la o chestie care te-ar fascina foarte mult și știi care este? Te-ai întrebat vreodată, de ce dai bani unui ospătar? De ce dai bac și un locurile prin care mergi și nu dai bani unui cerșător. Și asta e întrebarea de astăzi, dacă aș vrea să te gândești chiar în momentul ăsta. De ce faci treaba asta? Iar răspunsul este unul pe care nu mulți vor să-și-l asume, și anume, dai și ospătarului și pe unde mergi, pentru că acolo există o miză care ți-ar afecta identitatea. Această miză care ți afectează identitatea reflectă mai degrabă lucrurile de care tu ai fugit mai toată viața ta. În alte cuvinte, tu dai un bacșiș ca ăla să nu scui pe cafea sau în ciorbă, ca atunci când vii să te trateze cu același respect, cu același zâmbet pe buze, ca să nu vorbească Că de fapt cu colegii să săi ospătari și să-i spună ce nație de om nașpa ești pentru că nu ai lăsat și tu acolo un 10-12 lei. Ok? Deci faci treaba asta ca să nu fii exclus din trib, ca să nu rămâi singur. Deci vreau să-ți dai seama ce arată lucrurile astea dincolo de gesturile tale. Arată cum trăiești la validarea publică, arată cum nu ești în stare să spui lucrurilor pe nume în primul rând, da? Pentru că dacă nu simți să-i lași, nu-i lași. Arată cum ești condiționat de anumite programe din spate. Desigur, nu toți bărbații suntem așa, nu toți oameni suntem așa, însă 99% din societate, din păcate, acționează astfel. Și acum ți-ai putea spune, dar poate eu am lăsat doar ca să apreciez uh, serviciul său. Iar asta poate fi adevărat dacă într-adevăr ai lăsat din motivul ăsta. Nu spune nimeni treaba asta, însă aici vrem să răspundem la întrebarea de ce suntem atât de înclinați să dăm un bacșiș ospătarului, iar când vine vorba de un cercetător, abia ne aplecăm să-i dăm un leu doi, ba chiar uneori, deseori, nici nu-i lăsăm bani. Tocmai ce am încheiat coaching-ul cu Loren săptămâna asta, a meritat din toate punctele de vedere. Simt o îmbunătățire pe toate Planurile, atât în relație, cât și cu oamenii. Foarte multe îmbunătățiri la în viața de zi cu zi, atât pe plan personal, financiar. Și aici intri în treaba asta că toată lumea în jurul tău, dacă ești atent, persecută foarte mult treaba asta. Ideea de a da bani ceștitorii că nu îl motivezi să se ducă la muncă. Toată lumea de fapt joacă rol de persecutor, iar de la persecutor la judecător și călău nu este de fapt o, o distanță atât de mare. Toată lumea de fapt dansează într-un rol de mini Dumnezeu în jurul tău și vreau să-ți dai seama ori de câte ai făcut treaba asta. De ce este important clipul ăsta pentru tine și ce treabă are cu seducția probabil? te întrebi, are o treabă foarte mare pentru că promovează în continuare consumerismul pe lângă toată treaba asta, se înzestrează mai mult, se sedimentează fricile pe care tu le ai deja, iar toată treaba asta tu o porți cu tine în seducție. Atunci când te duci pe stradă și începi să judeci femeile care vrei să ai de a face, atunci când judeci oamenii, atunci când trăiești la validarea publică și aștepți cuvintele frumoase din partea ei, atunci când o abordezi și te gândești că se uită oamenii din jur la tine și te judecă, este exact același scenariu ca atunci când ești tu în fața ospătarului și activezi cu exact aceleași programe. Ce? Nu uh, Vreau să la o cafea. <laughs> <rog>. Ok. <laughs> deci, Ce-i din, Patru? din Patru? Pate, da. Toate acestea sunt elaborate în acest script, tocmai ca tu să-ți dai seama unde ai încetat să mai fii tu însuți, unde ai niște programe în spate care nu te ajută, pentru că, în realitate, vreau să pășești în spate și să nu-ți mai asumi rolurile astea care te trag în jos. Nu ai niciun drept să judeci omul, nu ai niciun drept să fii persecutor, nu ai niciun drept să presupui din start că dacă tu îi dai bani acelui cerșetor, îi va cheltui pe țigări și pe alcool, nu? Întreabă-te dacă nu cumva este o scuză ca să îți mângâi tu ego și să pozezi în bunul samaritan. A fost o discuție pe grup, am postat chestia asta și cineva a spus acolo, ei, eu nu-i dau pentru că știu că bea și așa mai departe, pentru că eu îi vreau bine, nu vreau să bea. În realitate, tu nu faci gestul ăsta pentru oamenii din exterior. Trebuie să înveți să revii întotdeauna la sine. Tu faci gestul ăsta pentru tine, nu-l faci pentru persoana respectivă. Iar dacă omul ăla moare din acțiunile sale, este vina sa, nu este a ta. Nu este că tu ai contribuit acolo, pentru că tu ai făcut un bine, pentru că tu ești un om bun. Înțelegi un debat, caută să vezi dincolo de ceea ce spun, unde punctezi cu degetul mai degrabă, că ce asta caut să fac. Și atunci, nu înseamnă că îi faci un bine dacă tu nu îi dai un ban cu care tu știi că el își ia alcool. Poți să-i faci un bine prin faptul că îi dai acești bani, chit că și-a mâncare sau alcool, pentru că tu ești un om bun, repet treaba asta. Pentru că dacă tu ai fi vrut într-adevăr să-i faci un bine și asta e motivul pentru care tu nu-i dai bani, că tu consideri că astfel procedezi corect, în realitate eu ți-aș putea spune că dacă voiai să-i faci un bine cu adevărat, puteai să-l duci la psihoterapie sau la o clinică de dezalcoolizare, nu? Deci dacă voiai cu adevărat să-i faci un bine, cum vrei tu să ne convingi pe noi pe aici pe canal, ai fi făcut treaba asta. Însă, în realitate, tu ce decizi? Decizi că, bă, știi ceva, ia, nu-i mai dau niciun ban, lasă la muncă cu el sau mai bine nu-i mai dau niciun ban că nu-și mai alcool. Vreau doar să să dai seama cum ego-ul caută să te mintă, oferindu-ți astfel o identitate cu care după cauți pe noi să ne minți. Exact treaba asta se vede atunci când abordezi femeia de care tu ești atras. Tu îți asumi o identitate care în primul rând nu ți aparține, te duci la ea, o pui acolo, îți dansează frumos identitatea și te mai și super pe ea în momentul în care nu merg lucrurile. Dar ea poate în momentul ăsta joacă rolul cerșetorului care vede dincolo de acțiunile tale sau rolul meu în acest caz care vede dincolo de acțiunile tale și spune în sinea ei, nu mulțumesc. Așa că vreau să te gândești foarte bine la ce am elaborat în clipul ăsta și vreau să ai seama că orice motivație ai căuta prin a scuza ospătarul și prin a persecuta cerșetorul greșești enorm, pentru că în realitate tu nu știi nimic nici despre ospătarul respectiv și nici despre cerșetor. Dacă ar fi să punem pe o balanță să decidem care tale atârnă mai, mai, greu, ai descoperi că cerșetorul și deseori nu este neapărat din vina sa. Sigur că poate erau lucruri pe care putea să le facă, dar tu nu cunoști povestea sa. Ceea ce vreau să spun aici este că eu cred că toți oamenii ar trebui să devenim mai buni, că despre noi este vorba. Devenim mai buni, nu trebuie Fără să sortăm între oameni acum și dacă ar fi totuși să alegem acest efect de sortare, eu cred că mai demn ar fi și mai integru să lași mai mulți bani la un cerșetor decât lași la un ospătar. Pentru că ospătarul, cum spui tu, merge la muncă ca tine și ca mine, în timp ce cerșetorul nu o face, deci ospătarul se poate întreține în timp ce cerșetorul s-ar putea să nu. Și orice scuză ai căuta ca tu să te convingi că este just să nu-i dai nimic, este just pentru că există o mafie în spate și vine și ia banii, la final de zi îți reamintesc că tu nu știi treaba asta. Am auzit și eu de chestia asta, dar n-am văzut-o ochii mei. Și atunci nu sunt ferm convins automat de treaba asta. Vreau doar să-ți dai seama cum preiei anumite lucruri și crezi că de bune. Și faci asta doar ca să scuzi anumite lucruri pe care tu nu vrei să le privești de fapt. Și atunci întreabă-te dacă tu chiar ești bunul samaritan pe care vrei, în care vrei să pozezi tu zinic. De ce spun asta? Pentru că dacă ai fi vrut să-i faci într-adevăr un bine și problema era că nu voiai să-i dai bani pentru că și așa majoritatea nu-i dau pentru că așa îl motivează nu? ca să-și să, nu, ca să găsească un job și așa mai departe. Întreabă-te dacă voiai să-i faci un bine. Oare nu era de ajuns să te pui jos, să vorbești cu o să stai jumătate de oră, să stai o oră. Dacă voiai să-i faci un bine, nu erai tu ăla care l-aș să-și găsească un job și așa mai departe. Deci intrăm în discuția asta doar ca să vedem dincolo de ceea ce spunem, cât și de acțiunile noastre. Pentru că sunt atât de false încât ne pot contura foarte bine ego pe care noi îl îmbrățișăm, exact cum tipul ăsta pe grupul îl îmbrățișa și el chiar se credea undeva alături de Dumnezeu. Și vreau să-ți dai seama de fapt că fix asta ne sabotează și ne face viața în felul în care o avem. Pentru că dacă ești pe acest video și dacă undeva în viața ta simți că ai avea nevoie de mai mult, că nu ești neapărat fericit, n-ai obținut chiar tot ce ți-ai dorit, este din cauza asta. Da, este din cauza ego-ului tău care nu ți permite să te apropii de om, să te separi de identități, de dualitate, de consumerism și să te conectezi cu inima acelei ființe. Ceea ce ca și ospătarul au amândoi o inimă, au amândoi nevoi au amândoi plăceri și așa mai departe. Și atunci vreau doar să vezi cum societatea persecută ceva și ridică în slăve altceva și vreau să-ți dai seama de ce tu urmezi ceea ce propune societatea ca o oaie oarbă fără să te întrebi, dar de ce naiba o faci? Pentru că mai sunt multe zone în viața ta unde tu faci asta. Și m-am gândit astăzi că poate dacă tu reușești să investighezi măcar aspectul ăsta la tine, cum ai ajuns să faci asta, de ce o faci, s-ar putea pe parcursul unei meditații să-ți dai seama și de alte lucruri. Și atunci, dă seama că atunci când lași un și ul și el ar putea să creadă o grămadă de lucruri, ar putea să fie mega fericit să zică că tu ai lăsat un baxiș pe felul în care el te-a servit, când tu, în fapt, de fapt, vrei doar să impresionezi gagica cu care ești la masă și îi lași ospătarului un baxiș mai mare sau vrei poate să îi lași un baxiș pentru că restaurantul i-a început și vrei să susții, de fapt, toată activitatea așa mai departe. Deci, total alte motive pentru care tu lași și respectiv. Și atunci, vreau doar să ne dăm seama cu toții că este foarte nesimțită trăsătura asta în om de a lăsa 12-15 lei și unui ospătar, dar de a nu lăsa nimic ce -și sau de a ignora pe stradă, pentru că majoritatea oamenilor asta fac. Și atunci dă de seama despre chestia asta, pentru că îți va rezolva o grămadă de lucruri pe care tu după le vei portretiza atât de fain pe teren, în momentul în care ai făcut pace și nu mai trăiești în dualitate, în momentul în care pentru tine acel ospătar sau acel om care lucrează undeva este în egal cu ceșetorul respectiv, vei începe să-i tratezi pe toți ca fiind oameni egali. Iar atunci omul va avea o apreciere foarte mare pentru tine, iar ceea ce oferi în, în univers vine înapoi în zecit, iar asta știm deja. Mulțumesc tare mult că m-ai urmărit, sper că ți-am ridicat niște întrebări, sper că te-am pus pe gânduri, că asta mi era intenția și sper să vezi dincolo de ceea ce am vorbit eu în clipul ăsta, pentru că eu când îți vorbesc ție îmi vorbesc și mie. Așa că te aștept până data viitoare pe website unde obții coaching și știi foarte bine cu o informație puternică te ajută să te dezvolți să-ți atingi obiectivele pe care tu le ai.